Primăria municipiului Timișoara continuă proiectele de îmbunătățire a infrastructurii educaționale prin diverse lucrări de reparații și modernizări la mai multe școli și grădinițe din oraș. Noul contract de reparații pentru școli și grădinițe funcționează. Din toamnă, mai multe unități de învățământ vor avea clase care arată ca noi, instalații schimbate și condiții mai bune pentru elevi, anunță primarul Dominic Fritz. La grădinița cu program prelungit numărul 7 și la școala gimnazială numărul 25, lucrările au fost finalizate. De asemenea, lucrările la Liceul Energetic Regele Ferdinand I au fost recepționate lucrările de reparații la grupurile sanitare ale căminului. Totodată, în prezent sunt în derulare lucrări la grădinițele cu program prelungit numărul 24, 23, 31, 32 și 48. Aceste intervenții au drept scop asigurarea unor condiții optime pentru desfășurarea procesului educațional și creșterea confortului elevilor și cadrelor didactice.